Laura Codruța Covesi, vizată de acțiuni disciplinare ale Inspecției Judiciare, a stat peste două ore la CSM. Procurorul șef al DNA, Laura Codruța Covesi, a stat, miercuri, timp de peste două ore la Consiliul Superior al Magistraturii. Ea a fost invitată la secția pentru procurori în materie disciplinară a CSM, după ce în luna aprilie Inspecția Judiciară a declanșat două acțiuni disciplinare împotriva sa, legate de refuzul de a se prezenta la audierile Comisiei Parlamentare de Anchetă privind alegerile prezidențiale din 2009 și de desemnarea consilierului judecător Dana Tițian să facă verificări la două servicii teritoriale. Citește și analiză explozivă marca Ion Cristoiu, Tudorel Toader, perfect pentru funcția de președinte salvator al României. Covesi nu a făcut declarații nici la sosirea la sediul CSM și nici la plecarea din instituție. În total, Covesi este vizată de trei acțiuni disciplinare, anunță News.ro. Obiectul cauzei se referă la articolul 99, litera G, refuzul nejustificat de a îndeplini o îndatorire de serviciu, și litera M, nerespectarea dispozițiilor privind distribuirea aleatorie a cauzelor din legea 303-2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor. Ședința secției pentru procurori în materie disciplinară a CSM a început la ora 10:00. În 11 aprilie, Inspecția Judiciară a anunțat că a început acțiunea disciplinară față de șefa Direcției Naționale Anticorupție, Laura Codruța Covesi, urmând ca CSM să decidă în ce fel va răspunde aceasta. Inspectorii judiciari spun că Laura Codruța Covesi a săvârșit o serie de abateri disciplinare referitoare la controalele tematice, după ce și-ar fi desemnat consilierul judecător Dana Tițian să facă verificări la două servicii teritoriale. În 18 aprilie, Inspecția Judiciară a anunțat că a început acțiunea disciplinară față de procurorul șef al Direcției Naționale Anticorupție, Laura Codruța Covesi, după ce a refuzat de mai multe ori să se prezinte la audierile Comisiei Parlamentare de Anchetă privind alegerile prezidențiale din 2009. Inspectorii spun că prin neprezentarea la comisie și prin necomunicarea informațiilor solicitate, Covesi a afectat onoarea profesională și prestigiul funcției de magistrat. Prima acțiune disciplinară în cazul procurorului șef al DNA a fost declanșată de Inspecția Judiciară în 12 ianuarie, o acțiune similară fiind declanșată și în cazul lui Marius Iacob, procuror șef adjunct al DNA. Procurorului șef al DNA îi se impută, între altele, manifestări care aduc atingere onoarei sau probității profesionale ori prestigiului justiției, săvârșite în exercitarea sau în afara exercitării atribuțiilor de serviciu. Una dintre abaterile constatate de IJ în cazul lui Covesi se referă la înregistrările apărute în spațiul public, din timpul unei ședințe de lucru din 18 iunie 2017. De asemenea, procurorului șef al DNA îi se impută că a folosit față de colegii procurori un ton superior și agresiv, inadmisibil în raport cu standardele minimale de etică și deontologie ale unui magistrat. De natură a genera în rândul opiniei publice un sentiment de indignare și a unui dubiu legitim cu privire la respectarea principiilor supremației Constituției și a legilor, precum și a imparțialității procurorilor. Șefei DNA îi se impută și faptul că, prin desemnarea în calitate de procuror de caz a unui magistrat care se afla într-o vădită stare de incompatibilitate, ar fi încălcat regulamentul de ordine interioară al Direcției Naționale Anticorupție, care se referă la atribuțiile procurorului șef și prevede că acesta urmărește repartizarea cauzelor sau, după caz, repartizează cauze în raport cu criterii obiective precum specializarea și pregătirea procurorului. Volumul de activitate, complexitatea și operativitatea soluționării cauzelor, conflictele de interese sau incompatibilitățile în exercitarea funcției. În acest caz, Laura Codruța Covesi și Marius Iacob s-au prezentat la secția pentru procurori a CSM în 21 martie și în 9 mai, când a fost stabilit un nou termen pentru 27 mai. Așa cum știți, este o procedură disciplinară în curs, motiv pentru care părțile au dreptul să formuleze excepții, cereri, lucru care s-a întâmplat și la termenul de astăzi. Pe cale de consecință, pentru analizarea tuturor excepțiilor și a cererilor formulate de Inspecția Judiciară, dar și de către procurorii părâți, s-a dat termen pentru 27 iunie, a declarat atunci vicepreședintele CSM Codruț Olaru.